Divizia 1 la volei masculin programează mâine jocurile etapei a 6-a. În cadrul rundei de mâine, CS Phoenix și Mleu, grupare revenită în acest an în primul eșalon al voleiului românesc, se va duela cu echipa VCM LPS Piatra Neamț. Partida va avea loc în urmea de sub măgură și se anunță a fi una deosebit de importantă pentru echipa gazdă, care nu stă deloc bine în clasament, ocupând locul 9 după 5 etape cu doar 4 puncte. Meciul cu Piatra Neamț este capital pentru noi. Poziția din clasament ne obligă să câștigăm, altfel ne vom afunda în subsolul clasamentului și nimeni nu-și dorește asta. Sper ca băieții să treacă peste oboseala acumulată în mijlocul acestei săptămâni în partida de cupă cu Dinamo București și să reușim un rezultat pozitiv. Misiunea șimleuanilor aflați pe locul 9 înaintea rundei de mâine se anunță extrem de dificilă, chiar dacă în jocurile de cupă elevii lui Mircea Abraham au eliminat formația moldavă. În campionat, VCM LPS Piatra Neamț merge mult mai bine și se află pe locul 6 înaintea rundei cu 3 victorii și o singură înfrângere în 4 partide disputate. Mai mult decât atât, echipa șimleoană vine după o deplasare grea în capitală, miercuri seara, elevii lui Mircea Abraham disputând în București manșatura sferturilor de finală ale Cupei României, unde a fost învinsă din păcate cu scorul de 3-1 de CSM Dinamo București.